Bun găsit, dragii mei, sunt Aura Stoienescu și vă invit la Crazna, la emisiunea Viața Gorjului, unde Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni își alege noul Consiliu de Administrație. Ordinea de zi pentru această ședință este prezentarea activității Consiliului de Administrație, raportul Comisiei de Cenzură, descărcarea de gestiune, după care vom dezbate un proiect de venituri și cheltuieri pe anul viitor acesta. Întrucât sunt 3 ani de când acest Consiliu s-a aflat la conducerea obștei, vor face și alegeri pentru alegerea unui alt Consiliu. După care diverse la care fiecare dintre dumneavoastră puteți să vă prezentați puncte de vedere. Pentru acestea vă rugăm să... Alo? Vă supunem la vot ordinea de zi. Da, bineînțeles, vor fi discuții după... Atunci mai așteptăm, dacă ziceți. Mai așteptăm? Haideți că mai așteptăm. Dacă mai sunt de intrat, trebuie să mai așteptăm. Pare rău că mai sunt afară, dar până dezbatem subiectele, darea de seamă și poate intră și dânsii pentru votare. Intră cu siguranță. Pentru buna desfășurare a ședinței, avem nevoie de un prezidiu format din 5 persoane. Dintre care unul sunt și eu, pentru că sunt președintele obștei, ar mai trebui 4 persoane, dacă aveți propuneri dintre dumneavoastră. De regulă ar trebui cei care nu candidează să nu candideze, dacă se poate. Încă 4 persoane să numiți, să-i votăm să vină în față. Domnul Tiriplica Constantin, sunteți de acord să vină la prezidiu? Da. Mulțumesc. Vă rog, când votați, să ridicați și bilețelul acela, să se vadă. Deci, domnul Tiriplica Constantin, vă rog frumos. Bun, mulțumesc. A doua persoană care să mai fie în prezidiu? Domnul Handoreanu e care dintre ei? Este președintele Comisiei de Cenzură, are material de prezentat și candidează în continuare. Păi, domnul Sorescu, în ce calitate este în sală? Băieții de la pază, vedeți băiatul cu mustață, dacă nu are cartonaș, vă rog frumos afară. Mulțumesc. Da, domnul Cruceru Constantin, sunteți de acord? Bun, domnul Cruceru, să poftiți. Domnul Tiriplica? Da. Domnul Ilie Ion, de acord cu domnul Ilie Ion? Deci persoanele numite să iese în față, vă rog frumos. Domnul Tiriplica Constantin, unde e? Unde ne-a costică Tiriplica? Mai trebuie o persoană. Nu. Mai numiți pe cineva, mai propuneți. Mai trebuie cineva în comitet, în consiliu. În prezidiu. Cine? Bucălaie Ion este candidat. Cine? S-a mai făcut o promovare din spate. Domnul Niculescu Ion. Da. Haideți. Domnul Niculescu Ion, de acord? Poftiți, domnul Niculescu. Mai trebuie să vină domnul Tiriplica Constantin. Domnul Niculescu, luați. Aveți scaun aici? Aveți scaun. Pentru redactarea procesului verbal avem nevoie de 3 oameni
buni scriptologi. Buni scriptologi, aici mi-aș permite eu să fac niște, dacă se poate. Niculescu Crisantie, dacă este prin sală. Ion Huncea. Și nu știu, dacă mai e cineva care știe că scrie rapid, să fie trei persoane. Nu e de acord. Drăgoescu Ion, da. De acord? Deci cele trei persoane. De... Da, mulțumesc. Deci Huncea Ion, Niculescu, Crisantie și Drăgoescu Ion să vină să la prezidiu pentru redactarea procesului verbal. Vă rugăm frumos ordine și respect pentru toată lumea. Hai, domnul Ion. E prima dată în 3 ani de zile când ne onorează cu prezența și domnul Marius Albă, care vă și salută. Mulțumiți pentru activitate. În continuare am să vă supun la vot din nou ordinea de zi care este prezentarea materialului cu activitatea Consiliului de Administrație, raportul Comisiei de Cenzură, descărcarea de gestiune, discuții, după care vom trece la alegeri, după care se vor prezentarea proiectului de buget, venituri și cheltuieli înainte de alegeri, îmi cer scuze, iar punctul 3 sunt alegerile. De acord cu ordinea de zi? Vă mulțumesc, împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Vă rog să redactați procesul verbal, să treceți acest lucru. Asta este ordinea. Pentru validarea adunării generale și a hotărârilor care se vor lua, e nevoie de o comisie de validare care va număra și voturile și va verifica legalitatea întrunirii acestei ședințe a adunării generale. Aveți propuneri? Doamna Cuteanu, nu trebuie candidat, dintre candidați să fie la această comisie. Deci, doamna Cuteanu Veronica. Doamna, ridicați-vă în picioare să vadă lumea. Dacă sunteți de acord cu doamna Cuteanu, împotrivă cine este? Deci, pentru comisie faceți... Pentru comisia de validare în continuare, propuneri. Cine? Adrian Hășcău? Adrian Hășcău, s-a făcut o problemă. Adrian Hășcău. Cine e pentru? Bun, cine e împotrivă? Nu e nimeni. Adrian Hășcău, cea de-a doua persoană, o poftim în față. Văduva? Văduva Mădălin. Unde e văduva Mădălin? Păi să-l întrebăm dacă e de acord. Mădălin Văduva. Nu este, nu este. Următoare, cine zice? Iacob Camelia. Cine este de acord cu Iacob Camelia? Împotrivă? Trei persoane. Îmi pare rău, doamna Iacob are soțul care candidează la funcția de consilier. Îmi pare rău. E... Tiriplica Ion. Cine e Tiriplica Ion? Tiriplica Ion. De acord cu Tiriplica Ion? Cine e împotrivă? Tiriplica Ion. Nu vrea. Căpucă la Ion. E candidează. Avramescu Aurel. Albu?
Albu Cosmin. De acord, Albu Cosmin? Da. Deci trei persoane. Mai e suficient. Comisia de validare? 5? Mai propun eu pe cineva. Ivănuș Petre, un preot care probabil ar fi drept. De acord cu Ivănuș Petre? Bădoi Ion? Bădoi Ion. Cine e de acord cu Bădoi Ion? Mulțumesc, cine e împotrivă? Deci, Bădoi Ion, să vină și el la comisie. Referitor la bugetul de venituri și cheltuieli pentru care se va prezenta domnul Andoreanu Constantin și vă va da detalii, noi nu am depășit aceste cheltuieli. Ne pare rău că nu la toate ne-am încadrat cu profitul, dar una peste alta a fost binișor și cred că s-a simțit și la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și dau cuvântul domnului Andoreanu Constantin pentru prezentarea materialului și raportului Comisiei de Cenzură. Primul rând, bună ziua tuturor! Mă bucur că sunteți în număr atât de mare, înseamnă că vă interesează. Este și normal, este dreptul dumneavoastră și este bine să veniți să vă informați cu privire la ce activitate a avut Obșta. Eu o să vă citesc în primul rând raportul Comisiei de Cenzori, pe care l-am mai citit, s-a mai schimbat puțin de la data din ianuarie. Comisia de Cenzori este formată cred că nu mai funcționează. Andoreanu Constantin, președinte, eu și domnul Ie, eu, membru, doamna Cupeanu nu mai este membru din decembrie. Vă scuzați. Îmi cer scuze. Totalul cheltuielilor 1.401.887 lei, din care cheltuieli pentru combustibil 71.771 lei. Cheltuieli privind piesele de schimb 20.223 de lei. Cheltuieli privind combustibil pentru Nissan, deci pentru mașina 13.129 de lei. Cheltuieli privind semințele și material de plantat 106.423. Suma aceasta corespunde jumătate din perioada anterioară. S-a facturat în momentul în acest an. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 18.658. Cheltuieli privind obiecte de inventar 2.184. Cheltuieli privind mărfurile 55.362. Cheltuieli privind întreținerea și reparațiile 5.453. Cheltuieli cu avocații 69.432. Cheltuieli cu primele de asigurare 1.023. Cheltuieli cu colaboratorii zilieri aici 31.889 lei. Cheltuieli de protocol publicitate 2.846 lei. Cheltuieli de sponsorizare 7.539 lei. Cheltuieli de transport cu transport de bunuri și personal 4.000. Cheltuieli cu deplasările 4.176. Cheltuieli poștale și telecomunicațiile 6.497. Cheltuieli cu servicii bancare 3.247. Cheltuieli cu serviciile prestate de terți 695.944, din care servicii Ocolu Silvic 196.363. Plantații efectuate în 2011, Nemesis, 248.196. Deci trebuie precizat că plantațiile sunt facturate în acest an, dar 2013, dar ele au fost efectuate în 2011. Fapt care conduce mai departe la reducerea profitului pe anul 2013.
Plantat și lineal 2013, 49.800. Servicii exploatare forestieră și drumuri, societatea PETA, 163.135. Alte servicii, contabilul și alte servicii care s-au mai făcut, 38.450. Cheltuieli cu impozitul pe teren și clădiri, 52.607. Cheltuieli cu salariile personalului, 63.921. Cheltuieli cu asigurările sociale, 36.809. Despăgubiri, amenzi, penalități, 73.924. Cheltuieli cu amortizarea, 22.768. Cheltuieli cu impozitul pe profit, 42.677. Total venituri, 1.560.587, în care venituri din lucrările executate, 3.856, venituri din redevențe, 618.749, venituri din vânzări de masele noastre, 937.969. Profitul anului 2013, 158.698. Anul se încheie cu un profit de 158.725, care reprezintă 10,17% din venituri. Veniturile se compun în exclusivitate din două surse, redevențe, chiria, rente, 39,6%, adică 40%, aproape 40%, și vânzările din masele noastre, 60%. Este de apreciat faptul aici că vânzările de masele noastre sunt mai mici ca pondere în total, crescând veniturile din redevențe și arende. Veniturile din serviciile prestate au o pondere nesemnificativă. Se impune pe viitor o diversificare a surselor de venituri, așa cum a spus și domnul președinte, în viitor vânzările de masele noastre vor fi din ce în ce mai mici. În ceea ce privește creanțele neîncasate, la data de 31.12.2013, acestea erau de 1.135.739. Din acestea, 135.779 reprezintă o creanță incertă față de Romstrade S.A., firma aflată în insolvență. Cei mai importanți clienți sunt Carl Exim, Romstrade și PETA. Societatea PETA. În ceea ce privește datoriile neachitate în față de furnizor, la data de 31.12.2013, acestea erau de 827.638. Cei mai importanti furnizori fiind Translem, acea factură de, din trecut, Nemesis, care mai are de recuperat 175.000 de lei tot din trecut, Lineal 45.000, Carl Exim 203.902 și societatea PETA cu 195.526. În ceea ce privește disponibilitățile, Bănești, la data de 31.12.2012, acestea erau la bănci 80.700 de lei, iar în casierie 2.638. Prețul pentru masa vândută agenților economici conform contractul de vânzare, cumpărarea a fost în medie de 72 de lei metru cub pentru fac și 85 de lei metru cub pentru rășinoase. Din anul 2012 s-au achitat dividende în valoare de 92.000 de lei din profitul de 432.000. De 340.000 de lei. V-am prezentat situația așa pe rapid, că știu că urmează partea care ne interesează pe toți, anume alegerile. Eu am încercat să-mi văd de cifre, nu am intrat foarte mult în politică. Ce vreau să spun în acest moment, la final de mandat, și să vedem dacă va mai fi altul sau nu va mai fi, asta are mai puțină importanță. Să vă spun, deci în primul rând, obștea asta, când s-a înființat ea acum 100 de ani, s-a înființat ca să apere proprietarii de terenuri. Proprietarii de terenuri, da? Bun, nu proprietarii de animale, nu proprietarii de gatere, nu proprietarii de firme. Proprietarii de terenuri, în special împotriva celor oierilor de la Sibiu, da?
Prin urmare, cred că scopul este să apere în continuare proprietarii de terenuri care se găsesc aici sau nu. În acest an, Obștea a încasat numai puțin de 6 miliarde de lei în 2013 și 1 miliard și ceva în 2013 din redevențe și chirii de la ciobani. Lucru care nu s-a întâmplat în anul 2011 sau 2010. Cred că Obștea are nevoie de continuitate în da. Și nu de experimente de genul corceșilor pe 9 de ani sau alte probleme de genul acesta. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Vis-a-vis de proiectul de venituri și cheltuieli, îl las pe domnul președinte pentru că e opțiunea dânsului să vedem dacă va putea să-și o finalizeze sau nu știu. Mulțumim domnului Hășcău și pentru munca depusă și pentru domnul Andureanu, ce scuze. Pentru clarificarea situației, întrucât profitul pe anul 2013 n-a fost decât de în jur de 1.700.000.000 și întrebarea se pune de unde am avut bani să dăm dividende, cote părți. Să știți că pe 2012 rămăseseră nedistribuiți o sumă de peste 300.000 de lei, sumă pe care nu încasaserăm, de aia nu a putut fi distribuită. În momentul de față, această sumă ne-a intrat pe parcursul anului și trebuia să o distribuim către dumneavoastră. De aceea suma s-a putut reflecta să fie 400 de lei cotă parte către membrii asociației. Pentru materialul prezentat, vă propun, deși ne-am încadrat în bugetul de venituri și cheltuieli, buget aprobat odată, ne depășim acest buget, nu am greșit cu nimic, ne depășim cheltuielile, că nu ne-am putut încadra în venituri, nu e numai din vina noastră. Și pentru acest lucru vă cer să ne dați descărcarea de gestiune prin vot deschis, ridicare de mâini. Sunteți de acord cu cheltuielile și veniturile arătate de noi în anul 2013? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Două persoane sunt împotrivă. Notați persoanele care sunt împotrivă. Domnul președinte, nu au fost date discuții și după aia descărcați. Așa este logic. Așa este logic. Corect. Deci descărcarea de ce... Bugetul de venituri, domnul Mâțu, bugetul de venituri și cheltuielile a fost aprobat în adunarea din aprilie 2013. Dacă nu am depășit aceste cheltuieli, înseamnă că ne-am încadrat într-un buget aprobat. Deci o nouă aprobare, știți cum este, dumneavoastră care știți atât de multe. Mulțumesc. Deci, domnul Pârșon, dumneavoastră a spus că nu v-ați încadrat în venituri. Și trebuie să vedem de ce. Ne-am încadrat. Deci, descărcarea de gestiune e o problemă importantă. Și eu până nu am... Pentru anul 2014... Pentru anul 2014 preconizăm din vânzarea de masă rănoasă un beneficiu, un profit de 1.250.000 de lei. Din chiria de terenuri zicem doar 1.000.000 de lei pentru că nu știm dacă se va derula începând de anul acesta contractul cu firma de producție curent eolian. Adică în total 2.250.000 roni, 22.250.000 lei vechi. Din acești bani ne propunem sau suntem obligați să alimentăm contul de regenerare pe care Ministerul Mediului și Pădurilor ne-a trasat de 300.000 de lei, adică 3 miliarde, din care am acoperit 1 miliard anul trecut. Deci e vorba de cheltuielile vechi, care în continuare plătim la ele. Plata către Ocolul Silvic
pentru prestările servicii silvice care se ridică la 250.000 de lei, taxe și impozite pentru că s-a introdus și impozitul la pădure și avem de achitat inclusiv din urmă 200.000 de lei în total, salariile se ridică 98.000 de lei, carburanți de plasări 25.000 de lei, taxe experți și onorarii avocați 1.000 de lei, ținând cont și de expertiza care se va face pentru reîntregirea proprietăților, procesul care este la Sfântul Gheorghe, lucrări silvice, amenajamentul din obârși al lotului care expiră anul ăsta. Care anul acesta expiră, în total 150.000 de lei. Avem cereri pentru construirea stânilor din Mocirile și Praveț, unde nu sunt stâni. Am prevăzut cheltuieli de 200.000 de lei, dar aici depinde de dumneavoastră. Abonamente, telefoane, energie, papetărie, 20.000 de lei. În continuare mergem pe ideea înființării acelei societăți comerciale pentru care am prevăzut o cheltuială de 200.000 de lei cu dotării, ne referim și la gatere și alte utilități. Cheltuieli inevitabile, protocol, să știți că aici sunt foarte multe care intervin pe parcursul unui an de zile, 30.000 de lei. Total cheltuieli 1.473.000, adică 14.730.000.000. Iar profitul brut, care ar trebui să rămână la finalul 2014, 777.000, adică 7.770.000.000. Cu siguranță aceste cheltuieli nu cred că vor fi făcute în totalitate, dar dacă nu sunt prevăzute, nu le poți face pe parcurs. Acesta este proiectul bugetului pentru anul acesta, pe care vi-l supun la vot și pe care, dacă viitorul Consiliu de Administrație mai are ceva de făcut la finalul ședinței, va putea să-l modifice. Sunteți de acord cu acest buget de venituri și cheltuieli? Bun, atunci lăsăm și la aprobăm după ce trecem la discuții. Pentru discuții v-aș ruga să fiți foarte scurți, conciși la obiect, pe ordinea de zi și cu timp limitat. Cât propuneți timp pentru discuții? Bun, e lista deschisă. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt cei care doriți. Domnul Albă Marius, să-i respectăm dorința. Altcineva? Nițescu Florin. Cine mai este? Corobea Ion. Mâțu Constantin. Zgripcea Nicu, Zgripcea Ștefan, zis Nicu, îmi cer scuze. Corobea Gheorghe. Hășcău Gheorghe. Tiripica Constantin. Vanvu Vilian. Șchiopoiu Ion. Mai sunt doritori? Domnul Ilie Ion. Câte persoane sunt? 11 persoane. Eu zic că 3 minute pentru fiecare e suficient. Lista se închide sau rămâne deschisă? Deci, propun închiderea listei. Cine e pentru închidere? Cine e împotrivă? Nu e nimeni? Mai este cineva care vrea să se înscrie la discuții? Dacă nu puteți
Luțoiu Aurel. Mai vrea cineva? Domnilor, uitați ce vă spun. Dacă nu aveți ideea de vedere sau de formă, vă spun eu. Din cei care s-au înscris, din 14, cât sunteți, domnul? Din 12 iși, s-au înscris 8 iși care vor să dărâme acest Consiliu de Administrație și să împrăște obștea. Ca să știți! Da. Deci e prima persoană care s-a înscris la vot, domnul Albă Marius, și vă rog să-i mulțumiți pentru activitatea depusă cei 3 ani înainte, până în 2011. Mulțumesc! Eu, după 3 ani, foarte scurt o să fiu, să-i împrăștiem domnului Hășcău frica că se dărâmă acest Consiliu de Administrație, probabil că va rămâne, probabil că nu. Din punct de vedere al bugetului de venituri... Din punct de vedere al bugetului de venituri și cheltuieli nu am nicio obiecțiune, nu am date ca să fac o analiză. Eu am luat cuvântul doar pentru a cere inserarea în procesul verbal, rog Comisia de Redactare să insereze în procesul verbal două probleme care am să le pun față de modul și de procedura de convocare a acestei adunări generale. În primul rând doresc să insereze în procesul verbal faptul că există persoane în sală care nu sunt membri ai obștii. Nu știu, deci asta este, eu asta spun. Așa? Deci, nu vreau să dau exemple. Da. De exemplu, vă rugăm să precizați. Vă rugăm să precizați. Da. Familia Jerișteanu. Jerișteanu. Familia Jerișteanu, cele 6 persoane din familia Jerișteanu care îi aveți pe tabel. Da. Și doi, aș dori să se mai insereze în procesul verbal următorul aspect. Deși în convocatorul adunării generale s-a specificat că se vor accepta procuri cu imposibilitate medicală de deplasare, este adevărat. Sunt persoane care au avut procuri și nu li s-a dat buletin de vot. Atât am de discutat, în rest nicio problemă. Da. De exemplu, eu am procură. Da, am procură de la Haimana Nicolae, puteți să precizați, care este la pat de 3 ani. Haimana Nicolae este la pat, n-a luat el bani, a luat fata lui și nu mi s-a acceptat procura. Vă mulțumesc. Bun, îi mulțumim și noi. Neacodin Ivănuș, dacă este adus aici. Neacodin Ivănuș, unde e? Unde e, băbă? Să-i să-l aduceți. Avem în căruță afară pe domnul Ivănuș Constantin din Radoș, care e la fel la pat, dar a ținut să vină cu tot din adinsul la această ședință. Iar domnul Haimana, vă spun eu, e din cauza paharului, că la bani n-a putut să ia banii și am fost cu banii la el și nu a putut să semneze, că... Următorul pe listă, domnul Nițescu. Bună ziua! Eu m-am mutat în acest sat, în Cărpiniș, de 2 ani de zile. Ce vreau eu să vă spun dumneavoastră este că această obște, așa cum menționa și domnul Hândorean, trebuie să vă gândiți că trebuie să vă apere interesele dumneavoastră. Pentru a
a fi sigur că interesele dumneavoastră sunt apărate, trebuie să vă alegeți oamenii în care dumneavoastră credeți că sunt în stare să facă ceva și care pot să vă reprezinte într-adevăr ceea ce doriți dumneavoastră să se întâmple în Oști. Legat de activitatea celor care au fost aleși până acum, aș avea câteva întrebări legate de bani. Dacă vă aduceți aminte cei care ați fost în ședința din 19 ianuarie, am spus și atunci că modul în care se prezintă situația financiară nu este corect față de dumneavoastră. Pentru că nu suntem în stare să recepționăm toate datele pe care domnul Hândorean ni le-a citit aici. De aceea și în statut este prevăzut că înainte cu 8 zile, obligativitatea conducerii Obștii era ca să pună la dispoziția membrilor situația financiară, bilanțul financiar și raportul Comisiei de Cenzuri. Lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat așa cum ar fi fost corect. Domnul președinte și-a început pledoaria prezentând activitatea vechiului Consiliu detailat. Din păcate, nu am auzit detailări legate de cheltuielile făcute de actualul Consiliu pe anul trecut. Și aș vrea să vă exemplific. Poftim? Nu, eu vorbesc de anul de activitatea actualului Consiliu, nu de activitatea celuilalt, pentru că pe celălalt nu l-am prins. Te rog frumos. În raportul prezentat, utilajele care sunt achiziționate de Consiliu au consumat 80.000 de lei pe anul trecut. La beneficii din activități efectuate de Consiliu sunt 3.800. Dacă dumneavoastră vi se pare corect, mie nu mi se pare. Consumul de motorină al Nissan-ului a fost de 13.000. Aia înseamnă peste 2.000 de kilometri pe lună. Peste 2.000 de kilometri la un consum de 9 litri, dacă nu mai mult. Cheltuielile cu materiale consumabile. În proiect, adică ca și cheltuieli, totale sunt 18.000. Aia înseamnă 180 de milioane pe lună. Banii aceștia, mie mi se par că sunt cheltuiți fără să fie corect. Gândiți-vă, s-au cheltuit cu avocații 700 de milioane. La salarii, cheltuielile totale cu salariile, salariile pentru membrii și pentru colaboratori, se ridică la peste 150.000, înseamnă 1 miliard și 500 de milioane pe an. Cu contribuții total, cu contribuții. Dăm voie să termin. Și dacă dumneavoastră vreți în continuare să lăsați lucrurile să meargă așa, atunci asta este. Trebuie să-i explic domnului Nițescu în primul rând, pentru că cred că am făcut mai mult de 100.000 de kilometri, am 70.000 făcuți anul trecut numai cu mașina mea, doar cu a mea personală. Nu știe activitatea Obștei pentru că n-avea unde să o știe, dar îmi pare rău că nu o și cercetează să vadă într-adevăr că s-a alergat pentru această Obște. Următorul pe listă. Corobea Ion, domnul Corobea. Și restul, cine se pregătește? Cine? Urmează domnul Mâțu după aceea. Bună ziua tuturor! Mă prezint în fața dumneavoastră și de fapt nu știu din ce categorie fac parte, că aici se pare... Dacă nu o să faceți liniște, nu o să puteți înțelege nimic. N-am să vă plictisesc foarte mult cu problemele de detaliu. Dar vreau să vă spun că de la bun început s-a făcut precizarea că ar fi unii făcând parte dintr-o tabără, alții din alta. Eu nu cred că suntem mai multe tabere aici. Eu aș vrea și mi-aș dori pentru consătenii de aici, sunt născut, pentru cei care nu mă cunosc, sunt născut și crescut în satul Radoș, din raportul Comisiei de Cenzori și cele prezentate de domnul președinte, prea multe detalii nu se desprind. Le-am reproșat și voi reproșa de fiecare dată că este o lipsă de transparență care a fost mai frecventă la cei dinainte, dar se manifestă și acum.
dorința și posibilitățile dumneavoastră sunt foarte mari la aceste adunări generale, când puteți beneficia de rezultatele activității acestei oști. M-aș bucura să am posibilitatea să vin la adunări generale încât să putem discuta omenește, fără ranchiună. Nu vine nimeni cu parul în spinare aici, nici nu ar avea sorți de izbândă, dar nici nu ar fi benefic pentru nimeni. Nu suntem, cum sunt în Parlament sau în, cum sunt politicienii, unii din Moldova și alții din Transilvania sau din Maramureș, din zona Maramureșului. Gândiți-vă că sunteți toți de aici, ne întâlnim, suntem prieteni și rude unei dintre noi. Hai să ne respectăm și să ascultăm pe fiecare în parte. Dacă părerea unuia este altfel decât a dumneavoastră, nu înseamnă că trebuie să-l huiduiesc și să-l jignesc că nu are aceeași părere cu mine. Părerea mea despre activitatea Consiliului este că ei au făcut ce au putut și cât au putut, nu i-a acuz de rea credință, consider, la fel cum a spus și cel dinaintea mea, că unele cheltuieli sunt exagerate, dar nu o să intru în detaliu, da? Și nici nu avem posibilitatea să le detaliem, pentru că ni se prezintă doar anumite aspecte. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să hotărâți ce vă doriți în continuare. Eu nu spun și nu voi face parte niciodată dintr-o parte sau din alta. Eu spun că sunt membru al acestei obști, sunt cetățean al satului Radoș, vă respect și vreau să fiu respectat. Nu-mi doresc altceva decât să ajut cât pot și cu sprijinul dumneavoastră. Nu doriți asta, nu-i nicio supărare, eu am o activitate pe care mi-o desfășor unde sunt apreciat și respectat. Nu vin aici să mă pricopsesc de la obște, nici să fur sau să fac altceva. Dacă dumneavoastră considerați că pot să ajut, bine, dacă nu, fără nicio supărare, votați pe cine doriți dumneavoastră și aveți, cum e și la nivel de țară, avem conducerea pe care ne-o merităm. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi domnului Corobea. Domnul Mățu, ni se reproșează cheltuielile cu avocații în primul rând, dar la peste 50 de dosare care le-am avut, am cheltuit 600 de milioane, iar în 2010-2008 s-au cheltuit 1,5 miliarde și n-au fost decât 2-3 dosare. Referitor la cheltuieli, aceeași problemă vreau să o ridic și eu. Cheltuielile cu avocații și cu aceste procese. Am înțeles că numărul a fost destul de mare și aproape 80.000 de lei cât s-a cheltuit, 79.000 și 69.000, aproape 70.000 de lei, ar fi trebuit să ne spună și rezultatele. Din numărul de procese care le-a avut, câte le-au câștigat? Pentru că și asta e foarte important. Eu personal am văzut o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă câștigată de un oier împotriva obștii, în care, sincer să fiu, eu cred că hotărârea a fost corectă, nu se putea câștiga acel proces și nu știu de ce l-a dat în judecată pe respectiv. Pot eu să vorbesc? Da. Păi vorbesc, dar să tacă. Păi eu știu că este neamul lui domnul Pârjol și are un rol domnul Gruescu. Toată lumea știe că e neam cu domnul Pârjol. Păi nu este un atac la persoană, e un adevăr. Da, am să vorbesc dacă e liniște. În ceea ce privește activitatea Consiliului, și eu cred că în linii mari și-a făcut datoria. Deci nu aș putea să-i acuz de vreo rea intenție. Aș putea să subliniez lipsa de transparență. Nu s-a afișat pe geam decât pentru o zi, două,
bilanțul pe anul 2013 și ar fi trebuit să fie afișat, să-l cunoască membrii obștii, cu 8 zile înainte de adunarea generală. S-a afișat și a dispărut. Personal nu l-am văzut, vă spun sincer, și aș fi dorit să-l văd. La fel, lista candidaților a fost afișată câteva zile la sediul obștii și nu mai este. Eu cred că era normal să rămână afișată până să terminau alegerile. Ca lumea să vadă candidații, să se intereseze de fiecare și să știe ce votează. Referitor la lumea care este în sală, și eu la fel cred că sunt unii oameni care nu sunt membri ai obștii. Am să fac această precizare. Deci nu sunt membri ai obștii, deoarece le trăiesc ambii părinți. Deci acolo unde îi trăiesc ambii părinți, nu poate fi membru obștii și dacă vă uitați cei care îi cunoașteți, o să vedeți. S-a dat un exemplu, mai sunt și altele. Da, eu sunt membru. Da, dar nu lăsați, vă rog. Da. Vă dați seama, da, și eu sunt de acord. Da, în rest, dumneavoastră trebuie să alegeți oamenii care-i considerați cei mai cinstiți, cei mai competenți să vă reprezinte interesele în viitor, să crească dividendele, pentru că eu consider că 5 milioane între ani este mult prea puțin la potențialul acestei obști și cu acesta închei, vă mulțumesc și sper anul viitor să fie un bilanț mai bun cu rezultate financiare mai bune. Vă mulțumesc! Nu, vreau să fac o precizare referitor la cheltuielile cu avocații și cu dosarele. Din toate cheltuielile noastre am reușit să anulăm două contracte de superficie pentru suprafața de 9 hectare, care însemna 900.000 de dolari. Deci doar această sumă să vă puneți, să o calculați în comparație cu 700 de milioane, la 900 de milioane, sunt 27 de miliarde. Atât vreau să vă spun. Doar una mică. Lăsăm Translemnul, lăsăm dosarele penale în care dumnealor vor să-i scăpăm pe cei care au făcut ce au făcut. Mulțumesc. Următorul pe listă. Corobea Gheorghe. Stimați membri, după cum vedeți și dumneavoastră, a venit din toată țara, eu nu le pot zice moșneni, că nu-s moșneni, discotecari să ne critique pe noi. Vine să ne spună nouă domnul Mâțu că cum a făcut obștia de și-a contabilizat banii atât de rău. Dar dumnealui nu se gândește cum i-a contabilizat pe dumnealui? Duminică am avut o mică întâlnire și l-am întrebat pe domnul Mâțu și pe domnul Nițescu. Zic, domnule, dumneata ești membru al obștii? Da, de când? De mult. Zic, domnule, trebuie să cunosc să fii membru al obștii. Zic, eu cunosc. Zic, o mică întrebare, de unde izvorăște ghia? De la botul piscului. La botul piscului are un metru tatăl ghia, nu-i izvor. Așa, hai, așa, păi ca să vezi ce vorbim. Stai să spun ce vorbim. De exemplu, acum 4 ani de zile, vine un cetățean care se dă membru al obștii, care e venit, nu știu, prin Constanța, prin Târgu Mureș, și ia 36 de milioane dividende. Iar eu născut și crescut aici, au 2 milioane. Care-i problema? Îi bine? Cine a dat albul? Dacă vrei să știți. Așa. Așa. Ce vreau să vă mai spun? Domnul Albu n-a vrut să ne spună aici cât a costat, eu îi zic, stână centrală, Consiliul de Obște, nu poate fi. Dar vă spun eu, 1.140.000.000, 4 pereți de 7 pe 10 lungime. Vă dați seama? Și acum ne întreabă unde-s banii. Vă mulțumesc, atât am avut să vă spun. Mulțumim și noi. Domnul Corobea Gheorghe. Dar un minut, vă rog frumos. Deci,
vă rog foarte mult, eu n-am atacat pe nimeni la persoană, iar antevorbitorul meu și-a permis să spună lucruri total neadevărate și nepotrivite pentru această adunare. Felul în care îmi gestionez eu banii mei personali este problema mea. Și nu cred că există în sala asta sau în sate și care n-au venit să spună de mine că am păcălit în viața mea un om cu un leu și pe unde am umblat eu. Referitor la moșnenii care nu sunt localnici de aici, legea le dă dreptul și nu domnul cel care a vorbit dinaintea mea. La fel cred că 36 de milioane, când scrie în statut că sunt părți egale, nu cred eu că a ridicat nimeni. Iar dacă a ridicat, că domnul Pârjol văd că confirmă, este un abuz și automat ar trebui îndreptat. Stați că vă explic cine a luat. Domnul Petrescu Gheorghe, împreună cu toți cei patru copii ai dumnealui, în 3 ani de zile masele noastre și dividende se ridică la vreo 200 și ceva de milioane. Deci o confirmare, dacă vreți, fiecare copil al lui a luat metri cub de material de brad și de foc și dividende. Domnul Mitru, știe că a fost cenzor. Următorul, domnul Ghiță Corobea. Iubiți obșteni, îmi place de numărul dumneavoastră care se află aici în sală. Bine că ați venit! Bine că ați venit! Eu ce am de spus, am de spus și să le băgați în seamă. Așa. Eu ce vă spun, să lăsăm acești oameni care s-au luptat până acum, acești conducători. Ei știu de unde a început. Ei știu pe unde a umblat. Ei știu ce a făcut. Ei știu unde a rămas. Dacă mai băgăm alții, o luăm de la început și mai avem de pătimit. Dacă se poate. Ce mai am de spus, s-a făcut o asociație. Nu știu dacă știe cineva de ea. Pentru vaci. Dacă sunteți aici în sală, s-a dat niște bani. Nu știe nimeni de ei. Unde sunt banii ăștia? Cine răspunde de ei? Să se dea banii înapoi la lume, că nu se face nicio asociație. Banii îți puși bine. Atât am avut de spus. Mulțumim lui Nea Ghiță Corobea. Asociația respectivă nu are treabă cu obștea, deci nu noi am înființat-o. Îi zice a membrilor obștei de Moșneni, dar nu este a noastră, nu este înființată de noi. Domnule Moșneni, eu cred că ar fi mai bine să vorbesc fără microfon, pentru că mi se va rapoșa că iară o răcăi și iară fac spume la gură să vă lămuresc. Așa mă catalogizează câți oameni. Eu am o tonalitate puternică. Și dacă dau telefonul așa, auziți tot și mă înțelegeți. Și așa să și fac. Domnul Moșneni! Aude! Deci, domnule Moșneni, să ai dușmani este necesar și firesc. Și eu am o grămadă, vă spun eu. Dar știți pentru ce? Pentru că am o prostie omenească de a spune omului în față cine este. Dar acest lucru ar vrea să-l compar cu o fabulă românească. Câinele care latră nu mușcă, dar atenționează că în curtea aia stă cineva. Domnilor, se spune că am cheltuit. Da, așa este. Și eu, ca să pot să mă controlez că această opție are și cheltuieli, numai beneficii, am contabilizat tot. Pentru ce am contabilizat? Nu cum a făcut Albă, că zică, domnule, noi n-am cheltuit nimic. Păi cum să cheltuiască dacă au dat totul la negru? N-au avut cum. Eu am trecut tot. Am cumpărat un pix, l-am trecut în hârtii. Am cumpărat un bolt, l-am trecut în hârtii. Într-adevăr, am făcut niște cheltuieli. Și vă spun pe șleau.
le-am făcut și le putem controla și diminua, dacă știm de ele. Dacă nu știi, cum le mai controlezi? Și așa este, domne, cum spun cei care ne învinează. Am cheltuit pentru combustibil, dar nu spune că am găsit rezervoarele goale în plai. Am cheltuit pentru întreținerea tafului, dar nu spune că am băgat și lupența în baterie. Am cheltuit pentru infun, dar nu spune că am băgat cuțitul în cauciuc. Aia nu spune dinși, că n-au de unde să știe. Aia cine le plătește? Brașoveanu, nu? Domnilor, spune dânsii că m-am exprimat că cei care au cuvântul și mai sunt câțiva nu sunt albiști. Oameni buni, măcar acum recunoaște și știți, Albă Marius a depășit 2000 de kilometri într-o săptămână la poțile fiecare, de la Bumbejiu și până la Polovraj, ca să-și ucină pe, să nu le zic numele dacă nu le zic și numele, ca să ajungă în Consiliul de Administrație. Ce interes are Albă Marius? De ce a venit dânsii să se prezinte în fața dumneavoastră? De ce să vină Marius Albă? A luat în puternicine de la domnul Cheptan astăzi de râma la biserică să ia colaci, la Prescuri. Păi cum i-a dat în puternicine de râma la Prescuri? Și umblea cu sacul spinare prin ciocăza. Păi noi suntem copii cuiva? Adică mintea prostiei, care chiar așa Albă ăsta crede că toată lumea asta aici sunt niște proști? Chiar toți? Domnilor, am cheltuit 700 de milioane pe avocați. Cei care ne-au criticat sunt, pe părerea mea, de o speță puțin mai civilizată, mai emancipată. Dacă am avut procese de 300 de valoare ca avocat, asta de vorbă cu tine, nu să ne vorbă cu tine că tu ești băia bun de la avocate. Dacă am 35 de miliarde dosare penale sau civile, îți spui că tu îmi dai 10% din valoare. Nu câștigi, nu pierd, am dai 10%. Păi noi am cheltuit 3 miliarde jumate, am cheltuit 700 de milioane. Și vezi, mă zici că vine acum. Domnilor, acest Albă Marius are dosar penal din 2009. Am mai tras după el și alți oameni, că vedeți ce speță de om este. L-a băgat pe Dodoi în dosarul penal. L-a băgat pe Ciucă Mariană în dosarul penal. L-a băgat pe Popescu Ion Pădruaru în dosarul penal. L-a băgat pe Badara, ca să-l bage acum în dosarul penal. Vrea masa lemnoasă de 3000 de metri care nu iasă să o baze pe facturile de transport și de făcut drumuri. Pentru că asta nu știți ce se ascunde sub spatele ăsta. Și vreți să spun aici că suntem niște ori, noi niște prăpăriți? Domnilor, vă spun ceva, să răspundă cine știe. La poziția 132 din tabelul de membri al opții este Izdariu Ion. Cine este? Păi bun, la poziția 133 din tabelul de membri al opții este Izdariu Maria. Cine este? La poziția 134 din tabelul de membri al opții, făcut de Albă Marius, este Izdariu Ion. Cine este? La poziția 135 din tabelul de membri al opții este Șovan Ionel. Cine este? Dar păi nu, trăiesc părinții, aia e nenorocirea. Trăiesc părinții amândoi și sunt acolo făcuți de Albă membri. Domnilor, opția prin contracte care a făcut Mariu Albă cu ciobanii a pierdut 75 de miliarde în 5 ani de zile. 75 de miliarde, domnilor, nu te joacă. Și ce spune domnul Muțu Constantin? Că Dumitrescu Gabriel flutură o hârtie că a câștigat definitiv și irevocabil ce? Să pască atât, să pască munte, dar să dea bani la oameni. Nu scrie că să nu dea bani la oameni. Domnule, să dea bani la oameni. Bun. Ați auzit că nu știți banii fermierilor, auziți? Ați auzit? Te rog frumos să fiu om dacă ești. Domnilor, eu vă spun ceva. Dumneavoastră credeți ce vreți? Noi ce-am făcut se vede? Eu ca om ce-am făcut în viață, degeaba rânjește răducarul Ion. Ce se vede eu am făcut în viață? Și se vede? Așa că ceea ce vorbesc alții de mine nu mă mai interesează. Vă mulțumesc frumos! Domnul Vili...
Problema cu dosarele împotriva fermierilor a fost tot la cererea dumneavoastră. Dacă vă aduceți aminte, în ianuarie a zis toți să rezilieze contractul, să fie anulate. Aduceți-vă aminte că dumneavoastră ne-ați cerut asta. Bună ziua, vă salut pe toți din sală și aș vrea și eu câteva lucruri să spun. N-am să intru în detalii ca la trecuta dezbatere de acum două săptămâni de zile. Se știe, antevorbitorii mei au mai spus lucruri care n-are rost să le repet. Eu doar aș vrea să spun atâta. Nu-i critic pe cei care au condus obștea timp de 3 ani de zile, dar vreau să le spun că aveau timp în 3 ani de zile să clarifice situația membrilor obștii. Deci noi moștenim obștea asta datorită bătrânilor care au fost și care ne-a dat posibilitatea acum să ne certăm noi pe ea și să ne înjurăm, să ne urâm rude cu rude, fras cu fras și așa mai departe. E păcat. E bine ca să, pe viitor, să se stabilească o dată pentru totdeauna care sunt cu adevărat membrii ai obștei și atunci oamenii vin altfel la sală, chiar dacă are zero nu știu cât. E membru și atât a avut. Asta ar fi un lucru extraordinar dacă s-ar face în următorii 3 ani de zile de cei care vor conduce obștea. Mai e o problemă cu votul prin procură. În articolul 11 din statutul nostru scrie că ai drept de să dai procură în imposibilitatea de a vota. Bolnav, plecat din localitate, participant la altă obște și așa mai departe. Părerea mea. Și eu am pe mama, mi-a dat procură mie. O puteam aduce în boate până aici, dar să stea atâtea ore era mai greu. Am luat procură, nu mi s-a acceptat. De-al încolo, un vot nu contează și așa. Asta e problema. Iar ar mai fi o problemă pe care vreau să o ridic, referitoare la sponsorizările, chestiile de binefacere care se fac. De ce vorbesc eu acest lucru? Pentru eu sunt membru nou obști în județul Gorj. Și la alte obști s-a stabilit în adunarea generală un cuantum de pentru oamenii care au necazuri, care li se întâmplă un necaz și li se dă acel drept. Aici probabil s-a dat, dar s-a dat la care ceruși și la care au vrut. Deci să se pună, să se stabilească odată pentru totdeauna cine poate să ia, adică cine, membrii obștei și cât se dă și în ce situații. Ca să nu apară discuții și... Eu vă spun sincer, acum aproape că îmi pare rău că m-am înscris să particip la consilier pentru că am destui prieteni și rude care s-au supărat pe mine că, în fine, au alte opțiuni. E problema lor, n-am venit să iau locul nimănui. Domnul Corobea a spus clar și-l apreciez pentru că e un om serios și așa, a spus clar că n-a venit să ia locul nimănui. La fel și eu. Am o fetiță studentă, un copil elev, am destul de la alte obști și pot să mi-i țin în continuare. În rest, ce să zic, vă urez succes la toți și dumneavoastră sănătate și să stăpâniți ce aveți. Da, mulțumim. Următorul pe listă. Domnul Șchiopoiu. Deși nu-l cunoașteți pe următorul vorbitor, este tot din Radoș, tatăl dumnealui. Poate numele Șchiopoiu vă spune ceva. Bună ziua! Am auzit câteva persoane care întreba de numele meu, cred că nu mă cunoșteau. Sunt băiatul lui Șchiopoiu Vasile, din Tailu Miorel. Ce aș vrea să vă spun? S-a făcut un paralelism între vechea conducere a obștii și actuala conducere a obștii. Este necesar ca să se vadă dacă am progresat sau am stat pe loc. Cred că pe undeva să văd progresele și în numărul care sunteți dumneavoastră aici, nu cred că la vechea obște v-ați întâlnit vreodată. Ce este de apreciat la actuala obște? S-a zbătut și s-a luat niște probleme de la zero și s-au dus undeva la un anumit nivel. Așa cum a spus și domnul Corobea, e bine că se vede progresul.
Se poate face mai mult? Da. Dar se poate face mai mult cu ajutorul dumneavoastră al tuturor. Pentru asta trebuie ori să investim și investim în dânsii votul nostru, ori dacă aveți alte opțiuni, nu e o problemă. Dar m-aș mira ca să aducem din nou vechea opște, vechea conducere. Referitor la bugetul de venituri și cheltuieli, el nu se poate expune detailat în câteva minute toate cheltuielile și toate veniturile care au fost în opște. Sunt de acord cu domnii că ar trebui undeva bilanțul și balanța, cine vrea să le citească, că mulți dintre dumneavoastră nu veți înțelege mare lucru din cifre, să le vadă și să le consulte. S-au realizat venituri din închirierea golului alpin și a masei lemnoase. Pe viitor, și ar trebui să se discute în adunarea actuală, nivelul investițiilor care se vor face, că o să vedeți că din masa lemnoasă din ce în ce va scade veniturile, iar din închirier s-ar putea să crească. Ele se vor vedea în următorii ani când se vor termina vechile contracte. Cred că în 2015 se vor termina vechile contracte și atunci vor fi altele. Și atunci putem aprecia pe dânsii. Dom'le, cum s-au făcut, cum să fac noile contracte și să luăm hotărâre noi aici, toți. Fiindcă bunurile aduse în opște sunt la toți cei care suntem aici. Vă aduc aminte că atunci când am votat pentru darea în judecată a vechilor contracte, am fost toți de acord. Și știu precis că s-a precizat faptul că vor fi cheltuieli mari. Să nu credeți că cu avocații și prin tribunale, cu mișmașurile care sunt cheltuieli mici. Să impută în actuale conduceri cheltuielile. Oricine ar fi, o să vedeți că vor avea critici. Niciunul din noi de aici nu vom putea să mulțumim atâta lume. Oricare vom avea și pro și contra. Mai multe n-aș avea de spus, atâta să votați ceea ce trebuie. Mulțumim. Se pregătește domnul Ilie Ion. Aș vrea să vă spun, să-l contrazic pe domnul Nițescu de intențiile noastre bune. Anul trecut mi-a pus ochiul la casă și dacă la ora nu era taică-miu treaz, noi toți ardeam în casă. De ce credeți că ne-au pus ochiul la casă? Pentru că am luptat pentru drepturile toate, ale dumneavoastră, a toți, și ale mele, dar și ale dumneavoastră. Dacă ne băteam joc de opște și băteam mâna cu domnul Iepure, cu Albă Marius, cu Mituțoiu, cred că nu mi-ardea mie casa. Stimați concetățeni, analizăm astăzi rezultatul a muncii de 3 ani a acestui Consiliu al Obștei noastre. Am văzut din cele prezentate că Obșa a primit cu datorii de peste 50 de miliarde de lei. Că Obșa au fost arendate goluri, contractate golurile alpine la o mână. Văd că cineva bate acolo din mână, dar nu-i nimic. Contractat. Ce vreau să spun? Că și în ședința anterioară, o doamnă cu onoare era pe acolo și spune că ce-o mai vrea și boșorogul ăsta. Așa mi-a spus și mie și secretarului. Nu vreau să vă rețin atenția, că dacă ar fi așa, la mine acasă, nu așa. Nu la altceva. Din contractele cu ciobanii s-a văzut, s-a cheltuit cu ele. După aia termenul s-a vândut terenul lui domnul Iepure sau cine este ăla, iacătă s-au luptat cu acel monstruos, nu știu ce să-i mai zic, ca să câștige o parte din 10 hectare de pământ la lotru, s-a câștigat 9, mai e unul. Pentru astea, dacă nu lupta obștea, dacă nu cheltuia banii prin judecată și nu câștiga acest teren, noi toți ăștia trebuia să dăm și de la noi de acasă ca să plătim acele penalizări
pe care ni le impusese în contractul defectuos, dezastros, sau cum vreți să-i spun, făcut de anteriorii acestei conduceri a Obștei. Nu zicem că Obștea a luptat cu înturjirea toți. Sunt câțiva membri ai Obștei care au luptat mai mult, că au făcut președintele care s-a luptat atunci la început de s-a obținut și dumneavoastră și noi l-am ales în fruntea. Bine, Ioane, mulțumesc. Las că tag, mă, dacă tu nu-ți convine sau care ești acolo. Așa, galeria e bine să tacă. Și dacă vii, vorbești și tu și te ascult și eu. Mi-a plăcut de domnul Corobea ce a zis. Și mi-a zis și mie odată să verificăm să nu meargă rău Obștea. Văd că este propus pentru Consiliul de Conducere. Eu aș dori cu voința dânsului să îl propun în Comisia de Cenzori, eu și așa nu mai candidez, ca să vegheze foarte bine la conducere, să nu se mai facă greșeli. Dacă dânsul e de acord, este pe listă în Consiliu, să fie trecut pe lista cenzorilor. Și așa. Ceea ce aș mai avea de spus, că nu mă eu la mine ochelarul și hârtia mai grele. Noi avem, Obștea noastră are bogății multe. Dacă noua administrație va ști să le administreze, vom fi și noi mai fericiți, să zic. Adică vom câștiga niște bani mai mulți, pentru că e a noastră a tuturor. Dacă va ajunge pe mâna unor grup de oameni, sau unor grup de oameni, că așa le zic, că sunt oameni toți, așa, atunci aceștia vor suge ca lipitorile, vor lua majoritatea sau, nu, sau poate aproape tot, iar noi vom zgârnei din buză. Vă mulțumesc! Bună ziua și în numele consătenilor din Aieș și din Deal vreau să vorbesc și eu câteva probleme care sunt, bănuiesc eu, probleme de interes general pentru fiecare obștean în parte. Lasă, doamnă, că am mai vorbit și puneți lentile. Așa. Din materialul prezentat de domnul președinte, reiese într-adevăr niște lucruri foarte frumoase care le-a realizat cu mari eforturi și mai sunt și altele care nu sunt realizate în totalitate datorită necazurilor care le-a întâmpinat. Ceea ce aș vrea ca să vă prezinte dumneavoastră și mie, domnul președinte, la final de ședință, spune că în anul ăsta, în curs, vom avea un beneficiu de 22 de miliarde, dintre care să cheltuiesc și ne mai rămân aproape 8 miliarde de lei. Banii ăștia aș vrea să ne spună ce se va întâmpla cu ei. Una. Al doua. Problema s-a pus în toate birourile de Obște cu exploatarea pădurilor. Exploatarea și vinderea. Niciun consiliu de administrație din Obștile anterioare nu a pus problema, dom'le, hai să plantăm. Eu când eram la școală, domnul profesor și care mi-a fost și dirigintele Mituțu, mi-a spus, face, bă, tai un pom, dar pui doi sau trei. Și chiar ne-a pus să plantăm când eram elevi și a venit și a verificat. Asta este... Bă, Valiene, tu așa ai fost toată viața ta. Te rog frumos, dacă vrei, vorbește și taci. Vorbește când vrei tu și acum lasă-mă să vorbesc eu. Asta este una dintre problemele care eu cred că ne interesează pe toți. Că va fi timpul când copiii și nepoții noștri nu va mai avea ce să mai vândă, să mai taie. Nu știu dacă domnul președinte e supărat pe mine sau de ce, dar vă spun, asta e situația. Iar mai am încă o problemă, iar foarte importantă. Sunt membrii în familii care au luat, nu e vorba că nu stau de 4 milioane aia care ne-a dat în sus, niciodată. Dar mi-e așa cu jenă când ai tu pe fiul tău în Palestina și ia bani de la Obște, iar eu am băiat care are casa lui cu copilul lui și stă singur și nu pot să fie și el înscris în Obște. Nu pentru bani, dar măcar lemne. Eu trebuie să iau lemne și lui. Eu vă mulțumesc pentru atenția care mi-ați cuvenit-o. Vă doresc la toți multă sănătate și tot ce-i mai bine în lumea asta. Vă mulțumesc!
Trebuie să mai fac o precizare referitor la plantații. Anul acesta plantațiile le facem în regie proprie cu oameni din Obște. Plantăm în jur de 30.000 de puieți. Deci în fiecare an plantațiile s-au făcut din 2011 încoace. Domnul Tiriplica Constantin. Vă rog să aveți răbdare cu domnul Tiriplica, pentru că e și singurul care într-adevăr s-a îngrijit de drepturile membrilor Obștei. Dragi cetățeni, dragi concetățeni, de fapt, consider că toți cei care suntem în sală suntem pe undeva membri ai Obștii. Pentru că coborâm dintr-o rădăcină și dintr-o tulpină. Dacă bunicul sau străbunicul a fost membru al Obștii și eu sunt strănepotul sau strănepotul lui, sigur că sunt membru al Obștii. S-a ridicat o singură problemă în legătură cu asta de către domnul Marius, că din partea lui Nicolae Jericeanu participă 6. Nu știu dacă participă 6 sau participă 5, dar a uitat să spună domnul Marius că soția lui Nicolae Jericeanu e decedată de 7 ani de zile, poate mai mult. A lăsat în urmă 4 fiice. Soția lui Nicolae Jericeanu îl moștenea pe Mihăilă Ștefan, pe bunicul său. Deci dacă ea a fost membru al Obștii, cele 4 fiice ale Nicolae Jericeanu, ale lui Leana Jericeanu, sunt membre ale Obștii. Deci sunt membre de drept. Nu știu câți bani a primit, dacă a primit, dacă n-a primit, dar sunt membre ale acestei Obști, ca și noi ceilalți. A ridicat domnul Marius problema procurilor. Domnilor, în 2008, pe 27 ianuarie, când a fost ales dumnealui în funcția de secretar al Obștii, a avut 47 de procuri, dar din 47, 25 au fost scrise de el cu mâna lui. Dar procură doamna Cornelia Jericeanu lui domnul Izvorel Bucălaie. Când am întrebat-o pe doamna Jericeanu cum a ajuns să-i dea procurorul domnul Bucălaie, a spus, păi ce mi-a adus-o Mariu și eu semnatul. Așa s-a procedat și acum probabil. Și de aia mulțimea a zis, domnule, nu mai avem procuri. E adevărat, în statut prevede acest lucru, că acel care e în imposibilitate să prezinte, să dea procură unui tot membru al Obștii. Dar dacă eu nu sunt în imposibilitate, deci nu pot veni la adunare, dar mă duc la birt, asta nu înseamnă că nu mă pot deplasa. Asta într-o ordine de idei. Într-o altă ordine de idei, dragii mei, această zi de 6 aprilie 2014 reprezintă pentru adunarea noastră, pentru opția noastră și un moment aniversar. Pentru că pe 6 aprilie în 2000 această asociație a opților anilișeni și radoșeni cărpinișeni s-a înscris la Tribunalul Gorj în registrul asociațiilor și fundațiilor de când a devenit personalitate juridică. Sunt foarte indignat de faptul că și după 14 ani de zile, în mintea și în concepția multora dintre noi, domnește ura, invidia, lipsa de respect unul față de altul, toate acestea ne aducă nimic bun în folosul acestei Obști și dimpotrivă invidie, dezbinare și instabilitate, pentru că, așa cum preciza, pare mi se, domnul Șchiopoiu, în ultimii 2-3 ani de zile nu s-a făcut mare lucru, dar s-au făcut progrese, fraților, în comparație cu perioada 2008-2011. Nu mă văd pe domnul Albaci, că aș vrea să-l întreb. Pe cine a întrebat în 2008, pe 26 mai, când a superficiat pe 99 de ani? Deci, nu e superficie, e o vânzare deghizată, domnilor. 99 de ani.
Păi peste 99 de ani înseamnă prin anii 2100 și nu știu cât. Păi nici nepoții nepoților noștri. Poate nu mai știu că nu știu cine a fost bunicul sau străbunicul care a avut un drept în munte. Și a vândut exact ce a fost mai fertil în bunicul lotului, în obârcea lotului. 10 hectare și jumătate. Două s-au reziliat pentru că contractele, făcea precizarea domnul Pârjol, contractele au fost încheiate pe 26 de mai, iar pe 8 iunie, în 2008, au ținut o adunare generală, a treia de fapt în 3 luni de zile sau în 4, când adunarea generală împuternicea Consiliul de Administrație să vândă, să concesioneze, să arendeze și așa mai departe. Deci, cu 2 săptămâni mai devreme, această vânzare s-a făcut în mod ilegal. N-avea acest drept, că nu erau împuterniciți. Și aș vrea să întreb, am mai întrebat și în ianuarie, au votat în acest scop ca să împuternicească 171 de oameni din 176 prezenți la adunarea din 8 iunie 2008. Și am întrebat, din 171 care au votat atunci împotrivă, chiar nu mai e nimeni în sala aceasta să-și aducă aminte că a fost la adunare? Au răspuns prezenți 2 oameni. Marcel Cimpu, care nu e membru al Obștii, și Adi Spatiu. I-am întrebat cine a mai fost. Nu mai știu că e de mult. Oameni buni. Deci, ar fi foarte important să știm cine sunt cei 179 de oameni care au votat să ne vândă averea noastră. Și cu ce drept domnul Albă și domnul Mituțoiu și-a permis să vândă în obârcea lotului un teren foarte, foarte fertil pentru o activitate turistică, să vândă 10 hectare și jumătate. Pe ce? Pe 0,10 dolari pe hectar în termen de un an de zile. Cu 12 clauze ale Obștii, imposibil de realizat. Și doar cu 3 clauze ale superficiarului, ale beneficiarului superficii, care era făcute în favoarea lui. Dacă din 10 dolari, că erau 10 dolari pe hectar, dar cu tot cu TVA-ul, dacă mai scoatem și cei 24% din TVA-ul, mai rămân vreo 25, 23, 25 de bani, 25 de bani de ăia de acum, sau 3.000 de lei de acum, 10 ani când s-au modificat moneda. Deci, cu atâta mai rămânea. Și dacă comparăm cu prețul cu care s-a cumpărat Obștia cei 70 de metri pătrați și a făcut acel sediu, nici măcar 0,01% l-ajunge. A cumpărat un teren cu 200.000 de lei metru pătrat în Cărbiniș, care echivala la data aceea cu vreo 5 euro și ceva, și au vândut în lotru cu 25 de bani. Iată interesul oamenilor care ne-au condus până în 2011. Ăsta e interesul. Să nu-i mai întreb. Cum au reușit domnilor? Cum a reușit domnul Albă? De ce plecă? Că mă așteptam să spună treaba asta aici, în cele 2 minute sau 3, când se referi la cu totul altceva decât ce interesează Obștia. De ce plecă? Să fi spus care a fost procedeul și care a fost câștigul Obștii când a vândut în lotru peste 14.000 de metri cubi cu 10 lei metru cub, cu 100.000. Când înainte, în perioada lui 2006-2007, acolo, în lotru, în terenul ăla în care a vândut domnul Albă cu 10 lei, s-a vândut material cu 1.600.000, 1.500.000. Care-i comparația domnilor? De unde vrem bani? Din cei 10 lei? Pentru că vorbea Dorel Pârjol că nu s-a achitat nici măcar taxa aceea pentru împăduriri sau ce se numește aia. Păi de unde? Că există un control al Direcției Silvice din Ministerul Mediului și Pădurilor, în care spune categoric
că acea sumă nu putea fi acoperită datorită fondul de rezervă și de conservare. Nu putea fi acoperită pentru că s-a vândut materialul pe nimic. Să mă întrebe domnul Albă, cum justifică o factură de 2 miliarde și 700 de mii de lei încheiată și semnată în aprilie 2010, pe care a predat-o opții în aprilie 2011, deci după un an de zile, necontabilizată, nespusă ce-i cu ea și doar dați banii acelora că a adus materialele în nos. A adus 500 de metri cubi de cheresta, care preveneau din 950 de metri cubi de buștean, deci jumătate din buștean erau cheresta, iar restul era consum specific. Nelă Dumitrescu a lucrat la fabrica, a fost maestru. Mai mult de 7-8-10% consumul de rumeguș nu cred că poate depăși. Unde sunt mărginile? Mărginile e un material care rezultă și care se pot valorifica. N-au fost. A ajuns metru cub de cheresta cu peste 5 milioane de lei în depozit. Nu l-au plătit cei care l-au luat. Dar la Mușetești, material ca lacrima, ți-l dă cu 5 milioane și l-au 5 acasă, mă bor. Dacă rămânea așa, acum s-a atacat eu așa, numai penalizările pe un an de zile cu 1%, dacă așa rezultă din contract, vă închipuiți unde ajungea? De la 1,5 miliarde, de la 2,5 miliarde la cât? Păi de ce, oameni buni? Și de ce? Mai ales că la 31 decembrie 2010, Oftea a înregistrat un profit de 350.000 de lei. De 3 miliarde și jumătate de lei. De ce, dacă a avut acea bani, de ce n-a chiar factura? Unde sunt acei bani de 3 miliarde de lei? Pentru că spunea cineva, sau oamenii ăștia, în cont au găsit 7 milioane de lei. Deci, așa, asta e politica pe care a dus-o domnul Marius Albă și cu acoliții săi. Și de ce făceau treaba asta? Pentru că mi-aduc aminte că acum, în 14 ianuarie 2007, în sala Căminului la Ungureni, de la Cărpiniș, s-a ținut o adunare ca și asta, cu mai puțin oameni, bineînțeles, în care a fost ales președinte, sau reales președinte al Obștii, avocatul Zgripcea. Iertați-mă că nu vreau să vă țin mult, dar sunt probleme care pe mine mă frământă. Domnul Mituțoiu, senior, candidat la președinția Obștii, și spunea chiar domnul Marius, care îl întreba, domnule, ești pensionar, ai destui bani. Băi, Marius, prostule, din Obștea asta se mai poate ciuguli încă 5-6 ani de zile, bine. Într-un an de zile n-a reușit el să ciugulească. Dar a avut grijă ca după un an să pune oameni care știu să ciugulească. E adevărat, vă țin cam mult. Uite, vă prezint o ultimă concluzie. Un document, dacă vreți, îl pune și la expertiză și sunt convins că nu greșesc, întocmit de domnul Marius Albă. Notă cu oamenii care vrea dumnealui să fie instalați în fruntea acestei opți astăzi. Și vi citesc. Am înțeles. Am înțeles. Domnul Marius propune așa. Mâțu Constantin, Mitoi Marcel, Corobea Ion, Diaconescu Constantin, Damian Alexandru, Iacob Ion, Dumitrelea Marcel, Făstui Gheorghe, Făstui ultimul. Sau oricine în afară de Pârjol și Hășcău, până la 11 consilieri. Asta e politica pe care o ducem noi, împotriva noastră, nu altora. Și vreau, în final, doar câteva propuneri de care rog Consiliul de Administrație, indiferent care va fi acela, să țină cont și mai rog membrii Comisiei de Redactare a Procesului Verbal
să rețină următoarele modificări, următoarele propuneri. Modificarea urgentă a statutului obștii. Oameni buni, nu se poate merge cu un asemenea statut. S-au înscris în obștie în 2649 de oameni care n-au avut acte și a zis mergem pe cote părți egale. Dar în 2000 s-au procurat acte. Nu există probabil nicio familie din Cărpiniș, din Radu sau din Alniș și din celelalte sate care au plecat sau se trag de aici să nu fie membru al obștii. Dar nu se poate în mod egal. Sigur nu se poate. Păi, eu sunt singurul moșentor al tata. Din sală sunt moșentori care sunt 7 pe aceeași rădăcină. Toți 7 au luat câte 4 milioane, eu am luat și eu tot 4, ca ei. Drepturile s-ar putea să nu fie egale, nici ale mele cu ale lor. Sau ale altora. Încă o propunere. Indiferent care va fi compoziția viitorului Consiliu de Administrație, să fie susținute acțiunile în justiție care sunt deja pe rolul lor instanță, indiferent că sunt cei de acum sau sunt cei de atunci. Sau cei, sunt cei de aici încolo. Pentru că acolo sunt drepturile noastre pentru care ne judecăm. Nu la întâmplare au fost intentate asemenea acțiuni. Încă o chestiune care mi se pare foarte importantă și aceea aș vrea să o leg de problema satului Aniniș. S-au pierdut 477 de hectare de pădure pentru că într-o adunare la Cărpiniș domnul Marius m-a făcut mincinos. A zis că a susținut procesul, dar nu s-a prezentat niciunul. Mi-a confirmat primarul comunei că au fost ceilalți. Nu s-a prezentat niciunul. S-au pierdut. Acum, obștia de la Aniniș, așa cum a funcționat întotdeauna, are 4 munți, Cărpinișul cu Radoșu are 10 munți și un plai. Deci veniturile nu se pot deconta dincolo pe la dincolo la grămadă. Deci, să se țină evidența veniturilor pe cele două opți. În ceea ce privește opțiunea de vot a mea, eu voi vota Pârjol Dumitru președinte, Hășcău Gheorghe secretar, pe ceilalți așa cum a fost înscriși și din cei care mai sunt 2-3 posturi vacante, mă voi orienta la toți cei care sunt acolo. Mulțumesc! Mulțumim și noi, întrucât vorbitorii nu au prea atacat bugetul de venituri și cheltuieli, singurul care a discutat despre el a fost domnul Șchiopoiu. Vi-l propun din nou la vot bugetul de venituri și cheltuieli așa cum a fost prezentat. Sunteți de acord cu el? Cine este împotrivă? Să ridice mâna pentru a fi... Nu este. În continuare am să dau citire listei candidaților și o să vă explic modul de votare pentru a simplifica această procedură. Pe listă aveți trei șiruri de candidați, trei numere. Aniniciu are candidații proprii, Ratoșu la fel și Cărpiniciu. Întrucât în statut nu se prevede să se voteze pe sate sau să se voteze un anumit număr, dar s-a creat precedentul ca de la Aniniciu să fie trei membri în Consiliu, de la Radoș 4, de la Cărpiniciu 4, vă rog ca să votați. Asta este și hotărârea Consiliului de Administrație și a Adunării Generale. Să votați trei consilieri de la Aniniș, 4 de la Radoș, pe cine vreți dumneavoastră, 4 de la Cărpiniș, la fel pe cine vreți. Am să dau citire listei pentru a-i cunoaște și dumneavoastră, măcar să știți cu cine votați. De la Aniniș, Vodoiu Ion, Bebe, zis Bebe pe care cred că îl știți. Brânzan Tiberiu, copilul unui acostică Brânzan. Rădulescu Ion, fostul casier al Ocolului, actualul casier al Obștei. Manta Aurel, de la Hirișești. Catrinoiu Dumitru, de la Hirișești, copilul Nea Pilică. Luțoiu Aurel, care a luat cuvântul și a vorbit cu dumneavoastră. Catrina Ion, de la Păciovaliște, de la Huluba. Domnul Iacob Ion, din Aniniș, din Deal. Domnul Mitoi Marcel, din Aniniș, aflat pe lista lui domnul Marius și dacă e să-i spun și cenzorul lui domnul Marius. Și domnul Mitrelea Mircea din Aniniș și din Deal, care îl știți toți.
De la Radoș, candidați Zgripcea Ștefan sau Nicu Tipi. Popescu Cornel, Parfum, care este și acum membru în Consiliul de Administrație. Domnul Corobea Ion, care a luat cuvântul și a vorbit destul de frumos. Subsemnatul Pârjol Dumitru, Duță Alexie de la Hirișești, dar care se trage tot din Radoș, Navlea Constantin, din nou din Radoș, domnul Șchiopoiu Ion, copilul lui Vasile al lui Miorel, Lihoacă Ion, copilul tot din la Burești, din la lui Arun Lihoacă, Ciucă Ion, dacă nu știți, să vă spună că i-a făcut Marius cererea, domnul Tobă Tiripică Victor, care o știți, și Diaconescu Constantin. De la Cârpiniș, Spafiu Aurelian Daniel Cireș, mai prescurt, care o știe toată lumea așa, Mihailă Dumitru Titi, Hășcăume Gheorghe, actualul secretar al Consiliului de Administrație, Itu Ion, Pufan Mirela, cea mai guralivă membra obștii, poate și cea mai pe probleme, domnul Făsui Gheorghe, care o știe toată lumea, domnul Muțu Constantin, aduce capitala la Crazna, domnul Van Vuvilian, din Novacea și vorbit, îl știți, și domnul Damian Alexandru, un alt promotor al echipei Mario Salva. Bun. Procedura de vot este prin bifarea cu pixul. Aveți și ștampile, dar probabil veți depăși spațiul și mai bine mergem pe semnătură un X cu pixul în dreptul persoanelor care le vreți dumneavoastră. 3 de la Aniniș, 4 de la Radoș, 4 de la Cărpiniș. Iar pentru Comisia de Cenzori avem pe domnul Handoreanu Constantin, pe domnul Honcea Ion și domnul Bucălaie, domnul subinginer Bucălaie de la Cărpiniș. Întrucât sunt singurii, îi putem supune la vot de acum, înainte de a trece la votarea Consiliului de Administrație. Sunteți de acord? Sunt trei cenzori, trei singuri candidați pe lista de... Sunteți de acord cu dumnealor? Vă mulțumesc împotrivă dacă e cineva. Nu este nimeni, deci pentru Comisia de Cenzuri s-a votat în sală. Acum, fiecare dintre dumneavoastră, vă rog frumos să treceți pe la Comisia de Validare, vă luați buletinul de vot, predați cartonul, luați buletinul de vot, după care votați acolo pe mese, sunt câteva mese puse, să nu vă vadă nimeni, și la capăt va fi urna în care veți depune biletele. Buletinul. Comisia de Validare. Părintele, îi dăm cuvântul pentru că avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Ce să facem? Facem și munca de obște. Fraților, la Aniniș avem așa, Vodoiu Bebe, 252 de voturi. Brânzan Tiberiu, 224. Rădulescu Ion, 262. Manta Aurel, 36. Catrinoiu Dumitru, 71. Luțoiu Aurel, 30. Catrina Ion, 42. Iacob Ion, 71. Mitoi Marcel, 73. Și Dumitrelea Mircea, 27. Așadar, primii trei consilieri sunt Rădulescu Ion, Vodoiu Bebe și Brânzan Tiberiu. La Radoș, Zgripcea Ștefan Nicu, 208 voturi, Popescu Cornel, 211 voturi, Corobea Ion, 271 de voturi, Pârjol Dumitru, 289, Duță Alexie, 106, Navlea Constantin, 45, Șchiopoiu Ion, 56, Lihoacă Ion, 21, Ciucă Ion, 33,
Tobă Tiriplica Victor, 131, și Diaconescu Constantin, 38. Acum nu știu cu exactitate, Pârjol Dumitru are 289, Corobea Ion 271 și Popescu Cornel 211. Și al patrulea, 208, Zgripcea Ștefan Nicu. Aceștia sunt consilierii de la Radoș. Iar de la Cărpiniș sunt Spafiu Aurelian Daniel, 180, Mihăilă Dumitru Titi, 192, Hașcău Meghiorghe Brașoveanu, 281, Itu Ion, 267, Pufan Mirela, 92, Făsui Gheorghe, 89, Mâțu Constantin, 74, Vanvu Vilian, 113 și Damian Alexandru, 63. Și aici toți patru consilieri, cred că primul, 281, Hașcău Gheorghe, Itu Ion, 267, Mihăilă Dumitru, 192 și Spafiu Aurelian, 180. Aceștia sunt consilierii. Câte voturi anulate? Doar patru voturi anulate. În rest, a fost o corectitudine, vă mulțumim frumos pentru participare. Facem procesul verbal și acum, din rândul consilierilor, să fie ales președintele Ofști. Întrucât la adunarea generală din ianuarie se hotărâse ca să depună candidaturi pentru funcția de președinte, iar domnul, prima condiție era ca cel care candidează la președinte să este consilier, cred că la domnul Mâțu nu se mai pune problema de participare pentru această funcție. Urmează acum, este doar o funcție, doar o candidatură depusă a mea pentru funcția de președinte, dacă din Consiliul de Administrație, pentru a fi din nou Consiliu, dacă mai e cineva care candidează la această funcție, vă rog să-i dați voie să-și prezinte candidatura și acum să fie acceptată, întrucât e legal și e statutar. Deci din nou Consiliul de Administrație, cine mai candidează la funcția de președinte? Domnul Corobea Ion. Domnul Corobea Ion, și întrucât se candidează, ne retragem pentru validare, iar dumneavoastră, pentru alegeri, iar dumneavoastră veți valida la final alegerea făcută de Consiliul de Administrație. Pentru funcția de secretar este doar un doritor, a fost care a depus candidatura, domnul Hășcău Meghiorghe. Din actualul Consiliu, dacă mai este vreun doritor, nu. În cazul de față, dați-ne voie să ne retragem 2 minute să stabilim între membrii Consiliului președintele. Cu 7 voturi pentru, o abținere, președinte Pârjol Dumitru, secretar unanim de voturi, domnul Hășcău Meghiorghe. Nu am decât să vă mulțumesc pentru prezență, pentru participare și pentru crederea acordată și să vă promit că nu vă vom dezamăgi. Vă mulțumim! Vă mulțumim foarte mult! Dragi telespectatori, avem aici lângă noi contracandidații, alegeri libere și transparente. Vreau să încercăm să vorbim cu ei. Felicitări, mă bucur că v-ați dat mâna, domnul Mâțu, sunteți mulțumit de corectitudinea alegerilor. Deci, în ce privește modul de vot, aș avea obiecțiuni, pentru că n-a fost nici secret, nici deschis, iar o parte din candidați au stat și le-a indicat ce să voteze, cel puțin în prima parte. Dar, în ce privește numărătoarea voturilor, sunt de acord cu ea. Deci nu cred că poate fi contestată. Doar ca mod de votare, poate să putea mai bine. Trebuiau niște cabine și niște perdeluțe, nu? Trebuiau niște cabine de vot? Ar fi trebuit, conform statutului, să se ceară vot secret sau deschis. 100 de membri, dacă doreau vot secret, trebuia să facă vot secret. Ceea ce n-a fost. Asta e problema. Am înțeles. Veți contesta? Veți contesta alegerile? Asta ar trebui, dacă aș contesta, repet încă o dată, nu numărătoarea și validarea, și modul de votare. Dar rămâne de văzut, da? Da, sigur că da, dar nu, să nu ne gândim totuși la asta.
Deci, vă dați seama. Dar ca mod de votare nu mi-a plăcut, să fiu cinstit. Atât. Domnul președinte, la alegerile următoare trebuie să faceți și cabine de vot, înțeleg, de la contracandidatul dumneavoastră. Nu, sperăm. Uite, chiar așa, măcar ca propunere să o fac. Pentru alegerile viitoare, aș dori să se respecte statutul așa cum scrie. Se cere adunării generale vot secret și dacă 100 de membri aprobă votul secret, să se facă vot secret. Pentru că oamenii sunt intimidați de multe ori că nu știe cine câștigă. Deci cabine de vot, da? Și asta chiar așa, uite, eu o spun de aici. Și să nu fie discuție. Așa. Felicitări, domnule președinte. Mulțumesc. La organizare, zice contracandidatul noastră că nu a fost foarte în regulă. Nu cred că sunt... s-au văzut câțiva oameni pe acolo, dar nu s-au făcut influențe asupra oamenilor la votare. Au fost jandarmii care au supravegheat în mod direct, au fost și ceilalți candidați pe margine. E doar o părere, eu zic dacă era, se putea influența cu număr cât de cât, dar nu se putea influența cu diferența de sute de voturi. Îmi pare rău să spun atrea asta, deci eu am încredere în ce au votat oamenii, în dorința lor de a continua activitatea la această obște. Eu personal nu-i voi dezamăgi, cum cred că nu am făcut nici până acum, altfel nu se era atâta prezență în sală sau măcar erau toți împotrivă, ar fi vrut o schimbare mai majoră. Revin la întrebare. Pentru alegerile următoare veți face totuși și cabine de vot? Pentru alegerile următoare probabil vom face mai multe ca să se ușureze, să se simplifice, să fie mai în regulă pe placul tuturor. Bine. Felicitări și dumneavoastră și contracandidatului și mulțumim, dragi... Mulțumim mult. Vă urăm succes în continuare. Noi ne retragem, dragi telespectatori. Iată cum se organizează niște alegeri democratice.